Miercuri va avea loc o nouă ședință online a Consiliului Local al municipiului Devan. Unul dintre punctele cele mai așteptate este cel legat de modificarea contractului, prin care primăria își propune amenajarea unei creșe în clădirea fostei brutării Neamț. Creșa actuală va intra în renovare la începutul anului viitor, iar în ședința anterioară, consilierii locali AUR au fost singurii care s-au opus proiectului de hotărâre. Într-o recentă conferință de presă, conducerea primăriei municipiului Deva i-a acuzat pe consilierii AUR de răspândire de informații false pe tema noii creșe, începând cu ipoteza reabilitării căminului de la fostul liceu Traian. Au fost consilieri locali, în special cei de la AUR, și au fost și alți cetățeni ai municipiului Deva, au fost candidați la primăria municipiului Deva, care au intoxicat prin luările de poziții sau prin articolele publicate în rețele de socializare. Au lansat, în special consilierii AUR, o groază de soluții evident neviabile, cum că aveam în proprietate, noi municipalitatea, căminul de la fostul liceu Traian, că acolo puteam cu 250.000 de euro să îl reamenajăm, să reabilitam și să dezvoltăm o creștere. Neadevărat, este un lucru fals. Acel cămin, trebuie să știe tot de veni, este un cămin construit în urmă cu 10 de ani, este un cămin în paragină, este construit din blăși de beton. Structura de rezistență a acelui cămin nu ne permite o recompartimentare. Traian Berbeceanu, administratorul public al municipiului Deva, a venit și cu alte date care, în accepțiunea sa, demontează informațiile lansate de consilierii AUR. Tot consilierii eu spuneau că acea investiție, dacă am fi generat acea investiție și am fi reabilitat acel cămin, în 2-3 luni de zile puteam să avem o creșă. Și această informație este falsă, pentru că dumnealor știu care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgem, chiar dacă acea clădire ar fi fost pretabilă, deci presupunând că acea clădire ar fi fost pretabilă, trebuia să facem o expertiză de rezistență clădirii, pe urmă trebuia să generăm un daniu, după aceea trebuia să generăm un proiect tehnic. Sunt etape care durau luni și luni de zile, poate mai mult de un an de zile, până am fi atribuit contractul de execuție a lucrării. Ori noi trebuie să găsim o soluție pe termen foarte scurt, adică undeva la începutul lunii ianuarie, copiii să se mute în noua locație. Administratorul public al Devei a mai dezmințit o informație venită pe filiera AUR, pe care o consideră fake news. Avem foarte multe obiective de investiții, printre care și creșe și grădinițe. Ca să mai dezmințim un fake news, de exemplu, avem o creșă pe care vrem să o construim prin CNI, pentru 70 de copii, o investiție de 17 milioane de lei, deci 3,5 milioane de euro. Așadar, ceea ce apare în spațiul public și ceea ce vehiculează consilierii AUR, că cu 250.000-300.000 de euro construiește o creșă, este un fake news. Traian Berbeceanu i-a mai acuzat pe consilierii AUR nu doar de răspândire de informații false, ci și de rea credință. Tot cu referire la acest contract de închiriere, în cadrul Consiliului Local și ulterior prin rețelele de socializare, domnul consilier Mane a răspândit de asemenea informații false. Dumnealui a spus și a susținut în continuu că documentația întocmită de un topograf autorizat referitor la această clădire nu este corespunzătoare și indica niște valori dintr-un tabel care făcea referire la suprafața construită, făcând vorbire despre suprafață utilă. Eu nu bănuiesc pe domnul consilier Mane, care este și inginer de profesie și care, v-am înțeles că asigură dirigenție de șantier pe mai multe lucrări și a asigurat de-a lungul anilor dirigenție de șantier pe mai multe lucrări, nu-l bănuiesc că face confuzie între suprafața construită și suprafața utilă. Deci nu-l bănuiesc de lipsă de cunoștințe. Așadar, rămâne cealaltă variantă. Este rău intenționat și induce opinia publică în eroare. Apoi, Traian Berbeceanu a venit și cu cifre concrete în ceea ce privește chiria pe care municipalitatea o va plăti în noul spațiu pentru creșă. Mai mult, administratorul public al municipiului Deva este de părere că acel contract este unul avantajos pentru primărie, care va putea să înceapă procedurile de cumpărare a clădirii. Chiria este în 29,19 lei, dacă nu mă înșel, pe metru pătrat. În total,
După calculele mele, este o chirie de în jur de 70.000 de lei per lună pentru întreaga clădire. S-a încheiat un contract, zic eu, foarte avantajos pentru primăria Deva, în sensul că proprietarul se obligă ca pe cheltuială proprie să amenajeze creșa și grădinița, să ne dea totul la cheie și autoriza, cum s-ar spune, și doar din acel moment primăria Deva să plătească chirie pentru acel spațiu. Mai mult decât atât, prin prevederile contractuale, primăria Deva are dreptul să-și exprime, poate să-și exprime dreptul de preemțiune oricând. Noi intenționăm, de exemplu, spre exemplu, dacă în luna ianuarie începe activitatea acolo și spațiile sunt gata, să ne exprimăm dreptul de preemțiune în luna februarie, martie, cel târziu, să plătim chirie efectiv doar 2-3 luni până plătim prima rată pentru achiziția clădirii. Berbeceanu a mai precizat că după cumpărarea clădirii, când creșa nu va mai funcționa acolo, în respectiva locație vor fi mutate servicii ale primăriei, care în prezent funcționează prin alte părți, municipalitatea plătind chirie pentru acele spații. Achiziția se va face în baza unui contract multianual pe o durată de 3 ani de zile. În situația fericită pe care ne-o dorim, în care vom dezvolta creșe și grădinițe care se acopere necesarul devenilor în următorii 3 ani, vom schimba destinația acelei clădiri, pentru că la momentul actual sunt structuri din primărie care funcționează în spații private pentru care plătim chirii de circa 60.000 de lei pe lună. În ședința de miercuri este așteptată cu destul interes poziția consilierilor AUR în privința proiectului de hotărâre prin care se propune acordarea titlului de cetățean de onoare al Devei, Marii Gimnaste Ecaterina Sabo.